Suntem a doua zi după Expo Terroristica Pitești, ediția a doua, cu băiatul acesta, căruia trebuie să-i mulțumim pentru dezorganizare. El este il capo de tutti frutti. Dacă la prima ediție mi-am dat și eu interesul un pic și am contribuit și eu un pic cu una alta, de data asta meritul pentru organizare este 100% al băiatul ăsta, care a făcut. El singur s-a gândit cu mintea lui în ce dată să face, a aliniat planetele cu toate cele și s-a pus cea mai bună data. Perfectă. Data perfectă a fost să fie în toată lumea aici, după care după care a făcut afișul tot cu ajutorul minții lui și cu a prietenilor. A făcut afiș, a promovat evenimentul. Promovări, flyere. Cei care au mai postat mai departe zi. Bă, da. Afișuri și da, așa mai da, departe. Da. Mulțumesc tuturor celor din comunitate care au distribuit. Practic, ăsta a fost... Da, în primul rând mulțumim tuturor care au distribuit acest eveniment și cei care au participat. Indiferent că au fost vânzători care au venit doar să facă o poză, doar să ne vadă sau să cumpere, nu contează. În primul rând, mulțumim tuturor. Comunitatea a fost super șmecheră acum și toți au distribuit. Am văzut la foarte mulți oameni, inclusiv oameni care au doar un singur animal și au animalul ăla de foarte mulți ani. Oameni care nu sunt activi în comunitate pentru că n-ar avea de ce. Au văzut că au distribuit foarte mulți. Vă mulțumim tuturor și faceți chestia asta în continuare pentru că ne ajută. Nu e un eveniment pe care îl facem. El a ieșit iar pe plus și tura asta cu vreo 1000 de lei. Pe plus. Cu vreo 1000 de lei. Practic e al doilea eveniment la rând. E al doilea eveniment și al doilea pe pierdere. E. Merge bine. Merge bine. Dar tura asta a fost multe. Da, nu ne așteptam deloc să fie atât de multă lume. În primul spațiu a fost două ori mai mare pentru că data trecută a fost până la... Da, eram niște geamuri acolo puși, le-am scos. Da, și tura asta a fost până în capăt. Până în fund, până în spate pe avarie. A venit mare. Opreți-vă, poliție. A venit la poliție. Să zic bună! E totul live. E live. Funcționează. Nu cred. De ce? Nu vrei să te vezi? Nu, că nu-mi permite statutul. Nu-ți permite statutul. Mi-ai luat ăsta rost ca să te răzbun pe mine? Eu l-am luat. Tu l-ai luat? Da. Sau că nu e live, că înregistrezi. Ce? Nu e live, înregistrezi. Înregistrezi, dar nu e live. Păi da, cred că ești live pe TikTok. Păi da, dar îl pun într-o bucată. Tu crezi că mai stau să editez două ore de ăsta? Păi ce, filmați două ore? Nu, filmam două ore. Două ore jumătate. O oră 50. Mă, gusta ceacea. Vreți să? Nu, vrem să rămână ca... Nu, are te îmbolnăvești de la alea. De ce? Tu, de la ăla. Pe mine nu mă trece? Nu, e treaba tu. Ia așa, tatăl, dacă tu îți vezi. Hai să putem drum până aici. Asta te părăți. O, meu! Stai că mai intră la... Revenim în acțiune. Asta a fost o scurtă pauză comercială în care am făcut reclamă la Skittles, Master, ce mai fost de Kinder și... Dar nu le mai spune, lasă-le așa acum. Gata așa, o să vezi, blurat. Gata. Ați face reclamă la iPhone? iPhone. E Samsung. Voi nu ne rămăsese la... La spațiu. La spațiu, da, am avut spațiu de două ori mai mare. Și... Față de data trecută, când în spațiul ăsta care era de două ori mai mic, am adus, nu mai știu câte terarii au fost, dar am adus eu. Când? În aprilie? În aprilie, dar am adus mai multe terarii. 6 terarii. 6 de pal. Și eu exotera. A, am avut și exotera la mare și ale mici. Cu taratură. Mici ori mare? Trei mici. Și două B. Trei mai mici cu mare. Atunci am adus... Am avut și o terii de pal. Da, nu, da, ai fost și tu cu alea după. Nu mai are de pal. Mic. Așa. Deci, atunci am adus ca să umple spațiu, pentru că nu eram convins că o să vină suficient de mulți oameni să umple spațiu. Pe când tura asta am venit cu minim posibil. Ar mai fi trebuit să mai iau câte ceva de acasă, dar n-am mai avut loc cu mașină, pentru că data asta n-am mai venit cu camionul ca tura trecută. Bine, chiar camion de la de
24 de tone. Da, a fost până de la 9 tone sau cât de... Nu știu, de la prelată. Prelată, da. Așa că am băgat și l-am umplut pe ăla atunci. A fost full și e încă în plus. Da. Data asta am venit doar cu mașina și cu încă 3 persoane în mașină, ceea ce a tăiat foarte mult de spațiu pe care l-aveam la dispoziție. Dar în schimb au venit băieții, toată lumea pregătită cu... s-au adus display-uri, s-au adus animăluțe, s-au adus tot felul de zdrângănele, trâncănele. Și cumva am avut aici până în spate, frumos, în formă de U, da. Toate mesele au fost pline. Și cei care au avut mai puține de pus pe masă, au fost mai puține de pus pe masă. Da, dați like, share și subscribe. Și comentați la băiatul ăsta. A fost nebunie. Am avut foarte mulți vizitatori, ce a fost super șmecher, pentru că am avut vizitatori de la Târgu Jiu, Andrei, pe care îl salut pe această cale. Nu l-am recunoscut, mi-am dat seama cine e acasă când am văzut poza la story. Are un carpet de la mine, eu n-am știu cine. Nu? Nu l-am văzut niciodată, n-am fost atent la pozele lui după Facebook. Nu știu. Știu cine e, dar nu știam că el e. A fost o surpriză. Da, au fost oameni, au fost o familie de la Slobozia, a venit cineva de la Tulcea. De câte am înțeles, a fost cineva de la Oradea. De unde mai? Din București nu mai zic, au fost foarte mulți și ceea ce mi-a plăcut foarte tare că au venit terariști. Au venit terariști în zonă, au venit la eveniment și au venit să-și facă micile cumpărături din eveniment, ceea ce a fost super, super șmecher. Expozanții am avut, lista e în clipul trecut. L-am avut pe Florin Stan, Dubia Express, Alex Mușuroi, Ștefan Axinte. Deci, domnul Foto Alexandru. Nu știu cine, nu cunosc. Un fraier. Florin Stan, Silviu Iacob, Cristi Todoca, Alex Mușuroi, Norbert, Testoasele, Faneli, Mircea Barbu, care n-a fost el. A fost Timi. Prezent, a venit prezent. Dracula Retas. Alex Lee, super cine mici. Mici. 5-5, da? Cei de la Handler, cei de acolo de spate care aveau alea handmade făcute la imprimanta 3D. E nou Facebook, au Instagram, Selfin cu Selfin underline. Dacă ați văzut clipul de data trecută, în descrierea clipului e lista și link-uri către toți cei care au avut masă aici. Stefan Axinte, Octavian, Vantă, Gabriel, cu carpeții. Gabi, care a fost cu carpeții și au plecat aia. Rachetă. Leoncini și Denis Lolo, Baciu. Da, și Denis. În afară de Lolo, cred că nimeni n-a plecat fără să vândă marfă. Tu nici numele meu. Păi, dar tu n-ai fost aici. Da. Eu nu te-am văzut. Ai cu ceva la vânzare și nu știu eu? Da. Ce? Praf pe masă. Ai pus praf? Da. L-ai cumpărat, nu ai... L-a pus. Tu ai fost client, că am văzut că ai umplat pe la toată lumea să-ți iei de ceva. Lasă că așa apag vână, am văzut în viața. Am făcut cadou. Da, și... Nu știu dacă mai e ceva, dacă am uitat de cineva, îmi pare rău. Nu, cred că ei au fost toți. Da, nu știu. Super șmecher faptul că au venit atâția și că au avut... Aproape 20. Și în aprilie am avut 8 sau 9 care au venit să vândă. Da. 8 sau 9, deci dublu. Trupul. Cum zicea... Floricica. Truplu. Dar, în schimb, ca și vizitatori, mi se pare că au, cred că au fost de vreo 4 ori mai mulți. Mult mai mulți, da. N-au venit totodată. În aprilie au venit totodată. Au venit voluntari la început, tura trecută, după care au fost momente în care nu era nimeni. Da? Și am zis că, bă, ce dracu, am terminat ora 12. A fost pauză într-adevăr și după aia n-am mai văzut, pe când tura asta într-adevăr au fost dimineață sau... Și acum, de la ora 10:30, n-au venit chiar de la 10, de la ora 10:30 până la 4:30 au venit în continuu. Da, a fost val mare dimineață într-adevăr, că atunci s-a și vândut, cel puțin la mine la masă, Gabi a dat toți carpeții până la 12, am dat 9 din 12, 8 din 12, creste până în ora 12. 8 din 12, da, și după aia am mai dat încă unul după. Da, a fost super. Da, cam așa, într-o oră 10:30 și 4:30, cam așa. Cam ăla a fost. Fluxul continuu. A fost oameni continuu. Mult mai multă lume.
Oricum, asta clar, s-a văzut. Și mulți copii. Copilași. Am avut și un bebeluș în cărucior, mai știi? Da. Nu am jucat cu el. A fost și o mămică care a cu... Și cel mic bebelușul când îl ducea afară din locul care se scoată, începea să plângă și când venea cu el înapoi, râdea. Nu, pasionat. A fost accidentul ăla, s-a împiedicat copilul ăsta în fața la masă la accidente. Da, l-am auzit decât o răcăină. Decât că o răcăină, zic, mă, ce dreapta? Am crezut, da, inițial am crezut că n-a vrut să-i cumpere ceva, i-a început să plânge gând și după aia, vezi accidente, că de fapt s-a împiedicat, a căzut, s-a lovit de masa lui, i-a putat toate caserolele după o masă. Se mai întâmplă și accidente. Ce nu mi-a plăcut încă o dată, ca de obicei, la orice eveniment de genul ăsta, părinții care n-au grijă de copii. Așa că vă rog foarte tare dacă veniți și veniți la orice eveniment. Nu mai faceți așa. Nu neapărat la mine, nu neapărat la eveniment. Oriunde vă duceți, nu mai lăsați copiii să pună mâna pe toate alea ca și cum ar fi ale voastre de acasă. Jucării. Pentru că cel puțin la mine la display mi-a fost super nașpa. Pentru că veneau oamenii să pună mâna pe display. Ăla e PVC, ăla e plexiglas. Ca să-l ștergi, zgârii. Deci ăla dacă șterg de 3 ori, ăla s-a mătuit, eu trebuie să arunc display-ul ăla să fac out. Pentru că n-am dus să schimb plexiglasul ăla de acolo. Ăla e lipit. Deci trebuie să arunc totul și să fac altul, ceea ce e foarte deranjant. Și aș prefera să nu se întâmple chestia asta, pentru că fiecare display în sine poate că nu costă atât de mult, dar îmi ia câteva ore ca să fac unul de ora și în condițiile în care am muncă de brâgâi, aș prefera să nu fac chestia asta. Și e foarte deranjant, pentru că am mai zis-o și o să o repet. Am menționat brâgâi, mi-a venit poftă. De la mici. Da, mici. Da. 5.000 de. Și nu e neapărat, am zis-o de multe ori, reptilele funcționează altfel, animalele astea pe care le avem noi funcționează altfel. Adică când vii și bați așa, chiar dacă tu consideri că n-ai bătut tare să se audă, ai bătut așa pentru că transmite niște vibrații, stresează animalul. Și oricum animalul e stresat, pentru că noi aducem animalele astea, le scoatem de acasă, din cutiile sau din terariile în care au stat super liniștite. Tot drumul vin... stresează. Da, merg pe o mașină, na, cum au venit băieții de la Timișoara, de la Cluj, de la Arad, de departe, se stresează animalele alea, după aia vin pe masă să stea fiecare să bată așa în ele, poate nu le ia nimeni, se întorc cu ele acasă, încă o dată același drum, retur, într-adevăr se întorc pe terariul lor, nu să stea mai liniștite, dar e foarte deranjant și asta ar fi foarte bine să schimbe. Poate ușor, ușor ne civilizăm și înțelegem chestiile astea. În rest n-a fost niciun minus. A fost tot. De data asta n-a fost pe minus. Da. Da. Tura trecută am investit undeva spre 2000 de lei, cu tot, cu motorină, cu banii pe care am băgat în terarii și alte cele care le-am făcut și am vândut forță, atunci a fost 250 de lei, vânzare puternică și n-am ieșit mult rău. Tura asta n-am mai investit atât de mult, a fost câteva sute de lei pe care le-am băgat în display-uri, dar... Tura asta a fost pe plus, pentru că am învățat ce n-am avut data trecută, rozătoare. Și că m-am gândit destul de bine că, bă, dacă băieții ăștia pe în jur o să vândă șerpi, trebuie să cumpere și mâncare de undeva și dacă e colea la îndemână, e la îndemână, trebuie să-l cumpere. N-au cum să mă refuzi. I make you an offer, you can't refuse it. Așa că chiar a fost bine. Când ne vedem data viitoare? Aprilie. 25. Nu știu când. Avem o problemă în aprilie cu Paște. Da. Pică pe 20. Da, Paștele pică pe 20. Dar sigur nu o să fie pe 20, asta e clar. Dar bine, n-avem ce șansă. Că toată lumea e plecat, ține de bani. Da, și eu vreau să mă băg niște din aprilie. Da. De Paște. Da, nu știu. O să vedem următoarea aprilie. Început de mai, că nu cred că trebuie neapărat să fie fix în aprilie, nu? Vedem, mă, sau înainte de Paște, cum e programul mai lejer? Înainte aș vrea. Înainte de Paște, nu? Probabil. Am uitat de... Când postul e înainte de Paște, nu? Da. Da? Să fie mai tare, că nu... Este. E postul Paștelui. Postul Paștelui? Nu știu, că eu nu mă umblu cu de-astea. Deci post... vreți să vindeți și ceva? Păi nu, dar în postul Paște, în post nu se fac proceduri. Deci chestia de astea, adică ceea ce înseamnă că e localul sau șansele ca să fie localul. Da. Pe astăzi. În mare parte da. Deci bănuiesc, da, înainte de Paște. Weekendurile, bine. Duminicile în aprilie sunt 6, 13, 20 și 27. Pe 20 pică? Pe 20, Paște. Clar.
nicio șansă. Cât ai zis? 13 și mai... 6, 13, 20 și 27. Probabil pe 6 sau pe 13. Pe 13, ca să fie 13 octombrie, 13 aprilie. Să fie cu noroc. Da, nu știu, e numărul ăla magic, 13, pe care poartă ghinion. Dar de ce? Că ai avut noroc. Eu am avut noroc, dar tu ca să vă uite acum. Vezi, asta n-a luat în considerare cât de conspiraționist. El n-a luat în considerare că n-a avut niciun regal în cauza că a fost 13. Na. Vezi, ți-am răspuns întrebării tale de ce n-ai dat nimic. Pentru că ești mult prea conspiraționist și 13-le te-a ajuns de la urmă. Pe 6 sau pe 13, cel mai probabil. Da, vreau cam asta o să fie. Deci, Axinte, sper că ți-e suficient de înainte. Cu 6 luni înainte. Cu 6 luni înainte, cred că ți ajunge acum, de data asta sper că e de, sper că e din timp. Două luni ți-a ajuns, acum chiar e din timp. Oricum dacă anunți acum pe cineva, până în aprilie uită. Da, deja uităm. Ce a fost? Deci, se uită oricum... la clip după aia, după ce se uită, deja uită când o să fie. Da. Iar o să fie întrebări, dar când o să fie, când o să fie? O să fie terariști care se lasă până în aprilie. Și o să-ți apuce mulți terariști noi care nu știu că s-a făcut ceva în octombrie aici. Adică mai ține pe Facebook. Da, 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 corect. Toți care vă urmăriți, vă las link-ul în descriere. Da, și pe Instagram, like. Că o să facem și cont pe Instagram. O să facem și pagina de Instagram pentru Expo. Da, realistică. Da. În primul rând, faceți și pagina ca să o pun în link, ca să faceți o grijă responsabil. Da, să treci. Avem așa că până mâine când pun clipul ăsta să fie gata. Nu mâine, acum când mâine, am mâine, pe amoare de pe foc. O face după aia, după ce trebuie. Da, o să, deci pe o Facebook, să aveți pe Insta, de dați un shallow de la, nu, nu follow, follow. Like, share și subscribe. Like, share și subscribe pe follow, și pe Facebook și pe Instagram ca să... Acolo anunțăm tot ce trebuie, chiar că ești vânzător sau doar să vizitezi, anunțăm tot ce trebuie. Să întâmple ceva foarte frumos, zilele următoare să înceapă să apară pozele pe pagina. Da. Ceea ce e super șmecherie, sfatul meu, nu pune toate pozele la dată. Pune câte o poză pe zi. Nu. Mă gândeam la 3-4, știi? Să fac așa un bolaj, știi? Dar nu, zice câte o poză... Nu toată odată. Nu toată odată. Am făcut câteva poze. Încearcă să pui câte o poză, că dacă pui pe pagină o să începe să distribuim toți, mai ales cei care au fost pe aici, o să distribuie poza respectivă, tag-ul și așa mai apar follow-uri. Ideea e că e mult mai ușor să creezi. Am făcut mai multe poze, le alegem pe cele mai bune, edităm câteva din ele. Și o să postăm din ele. O să-ți trimit și câteva poze nud cu mine, ca să ai să atrag. Vrei să le postez? Da. Sigur? Sigur, aici, în fața camerei, ca să nu-mi aud vorbe după aia, știi? Treci mie în privat, nu-i problemă. Hai, se bucur numai tu. Porcule, că ești un porc. Am avut așa ne salutăm. Da, așa ne salutăm. Am avut un coleg la muncă cu câțiva. Și când venea să stea de vorbă cu tine, punea mâna pe pomă și începea să facă așa la urechi. Mamă, era oribil, deci chestia asta. Și după aia am povestit lui la un moment dat și a zis, uite, știu și pe ce. Tot atunci, eram pe drum. Da, eram pe drum spre ham. Și zic, bă, aveam pe unul care făcea așa. Zic, niciodată n-am întâlnit. La care el zice, știu pe cine. Zic, bă, n-are cum. Pentru că oricine a vorbit, pe nimeni n-am auzit vreodată. Să fii știi pe cine am să facă. Tu ai avut cineva așa? Da, o fetiță mică cu care stăteam și nu dormea până nu făcea așa la urechi. Vezi? Ți-am zis. Păi că de asta avea 30 de ani, nu mai era mic. Acu, ce vrei? Și eram la muncă, chiar nu trebuia să doamnă. Sunt oameni de genul. Da, și noi acum așa ne salutăm. Da, deci urmăriți-ne ca să... Da. Ce zici de aprilie? Cum prevezi toată treaba? Mă sper să fie la fel de bine cum a fost acum. Mai bine. O să poate și mai bine, dar sperăm mai întâi să fie la fel. O să fie un minus pentru aprilie, 100% o să fie un minus pentru aprilie, pentru că pui de reptile ies acum vara și până în aprilie mulți o să dispară, deci nu o să mai fie prea multe animale. Tot o să fie ceva la vânzare. O să fie clar, o să fie, dar nu o să mai fie atât de multe la asta, mă refer. Sper să fie o gamă și mai variată decât a fost acum. A fost oricum față de aprilie de primăvară, n-a făcut. Ce fugă? E bine? E bine. Ce? Na, nimic. Da. Am avut și narici.
Acum... Păi, să avem papagali acum, ediția următoare. Da, aduci marfă. Cu... Vine Cosmin cu păsăricile iară. Păsăricile. Porumbeii. Porumbeii, da. Porumbeii, da. Păsărici mici și colorate. Am avut un arici de la Alex Mușuroi. Da, pe, de obicei aricii intră în categoria teraristică mai mult decât acvaristică, pentru că vezi și la Ham. Da. Și la de la plața, deci la toate show-urile de teraristică, acolo sunt arici. Cumva aricii sunt pe lângă... Și hamster. Nu știu, la Ham erau hamster. La Ham erau hamster, nu știu, n-am mai apucat să mai intru. Da, da, în, da, erau câțiva, nu știu de ce, dar erau. Da, o să aduc mult mai multe rozătoare și o să fac un display mai frumos pentru rozătoare tura asta, ca să arate mai bine. Și congelați, probabil, trebuie să ajungi mai mulți. Și nu știu ce să mai fac dacă să mai las Pinky de aia așa pe masă la vedere, pentru că toți copiii s-au jucat, inclusiv o fetiță mi-a zis, mi-a zis Cosmin că a pupat un Pinky. Un păi de așa rece. Erau toți copiii, veneau și țineau, aaa, ce drăguț e de tipă fos. Ce e ăsta? Pui de așa rece. Păi și mama lor unde e? A murit? Ce o să fac? Ori să moară? Da, Cosmin a fost... Nu pare că ar fi avut vreodată copii sau... Ce? Cosmin, el are doi copii. El nu pare că a avut vreodată copii, pentru că el le răspundea așa de sec copiilor. Ce se întâmplă cu ăsta? O să moară. Da, dar toți copiii... Vreau să le pun capac ceva. Da, toți copiii s-au oprit să pună mâna pe astea. După aia vreau să pună mâna pe șapte. Da, exact. După aia vreau să ducă să-și facă... Era o idee bună. Să facă o poză cu Iondu, da, care săracul, el are o slăbiciune pentru tot ce înseamnă rozătoare pe lumea asta. Bine, nu neapărat rozătoare, dar să zici pasări, orice. Simte miros, sare la scandal, chiar dacă e cel mai chill șarpe pe care l-am avut vreodată și pe care pot să-l lasă, să-l manipuleze oricine. L-am avut pe Iondu care a fost atracția. Așa, șarpele, nu mai puneți mâna pe rozătoare înainte. Cred că ar trebui să fac un panou data viitoare în care... Nu mai puneți mâna. Nu mă pune mâna. Dacă vrei poză cu șarpele, nu pui mâna pe șoarece. Mai întâi pune mâna pe șarpe și pe aia poți să pui mâna. Poză cu șarpele, exact. Da. Da. Cred că o să fac un panou mare. Să menționez și un capac mai bine. La, și la rozătoare, da. Mai trebuie să fac neapărat un capac ăsta, într-adevăr, e un master. Dar oricum, vreau să fac un display mai frumos în care să vadă rozătoarele mai ok. Am avut și un bolan capet surprinzător. Am dat decătură pe aici. Nu mă așteptam, adică mă așteptam cumva să vină mai mulți care să-și ia șobolan capet, pentru că sunt super combo capet. Dar nu, n-au avut care de. Dar în restul ce a fost ca hrană, acolo zburat și în special hopării de șobolan, pinții, tot. Trebuie să-i menuți. Da, pe Pinchi avem cineva și-a luat 40 într-un foc. Acolo trebuia să... Aia au fost toți ce am avut. Hopări. Mai aveai parcă, rămâsesc. Da, am avut fuzia de șobolan. Cu de-aia m-am întors acasă, 20. Dar nu mă deranjează, pentru că oricum îți dau mâncare la blat în continuare. Deși ei, am văzut că s-au vândut foarte slab. A fost foarte slab. Deci a dat... S-au dat ceva. A dat Axinte 2 corni, a dat Octavian 2 parcă, a dat Baciu 3 regali. A, dar Gabi 7 carpeți, că i-a avut la super extra mega preț și i-au bubuit. Eu am dat 2, dar aveam cumva rezervat. Stefanel i-a dat ce avea rezervat plus 1. Deci nu am dat niciunul, practic, dacă de ce nu era vorbit înainte. Și... Totoca n-a dat niciun șarpe. Lolo n-a dat nimic. Păi nu se pune la tine, că suntem noi proști între noi aici, că... Prost cu prost, da, zice, adică acolo, nu. La șopările s-au dat, a dat asta între agame. Da. Am dat 9 crestezi eu, 2 crestezi a dat Axinte, Alex a dat șopările de alea mici. Și Axinte a dat un gecko, a zis. 2 crestezi a dat. Așa. Țestoase. Norbert a rupt pe țestoase de nou, eu să văd dacă doamne, dar știu că s-au umplut de bani, lasă-te. Am văzut eu cum pleca cu rosul lui Sola. Plecau copiii. Da, păi eu intrau și când vedeai pe toți. Da. Era gura ca la Joker până la urechi și cu cutia cu țestoase mână erau toți, erau... Ba una, ba două, ba câte trei, ba... Nivelul de mândrie de ei erau în afara lor, era în afara lor. Și întotdeauna, într-adevăr, foarte puțin, că le-au luat una, au luat pe două. Da. A avut ce preț. Pe două, câte? Pe 250 de lei, o țestoasă de uscat, prețul mi se pare genial de bun. Da.
Și mai ales sunt reproduse. Sunt reproduse la noi, exact ce am zis și în clip. Susțineți producătorii, agricultorii locali. Când sunt produse. Animalele care au fost aduse aici au fost reproduse la noi în țară. Adică nu cred că... Am avut ceva tarantule care nu se reproduce. Mare parte din ele au fost reproduse aici. Și în rest nu cred că a fost ceva care să vină din afară să fie pus pe masă la vânzare. Nu. Deci tot ce a fost reprodus, fiecare parte a venit cu animale reproduse de el. Sau na, cum am venit eu cu crestezii de la Exotic Spot. Într-adevăr, mi se pare că au fost vreo 2 sau 3 acolo care au fost cumpărați din afară, retrași în activitate adulți și acum i-au vândut, dar restul pui scoși de ei. Tarantule, da, acolo a fost. Probabil că se reproduse din afară, nu, că nu prea să deranjează lumea cu la noi cu tarantule. Multă migală, bătaie de cap acolo, dacă nu ești specializat pe a reproduce tarantule, e foarte greu. Ce mai e? Hrană pentru acestea. Bă, o hrană la dispoziție. Da, da, și o să avem întotdeauna hrană, pentru că e Silviu Dubia. Dubia Express, da. A avut Dubia. Ce vinde Dubia Express? Altceva, nu doar. Altceva, nu Dubia. A avut hisep pitici. Să vă uita că nu au mers ăștia cu hisep pitici. Toată lumea n-a avut atracție. Toate mi se pare super combo, pentru că sunt bulky, așa, sunt... Practic, pe aceeași amprentă la sol de gândac, e mai multă cantitate de gândac. Numai că se cocoață, ar fi singurul minus. Și a avut blaberul cranifer, care nici ei n-au prins la public, toate că sunt super șmecher. Dar mai mult capet, pentru că sunt mari și cresc greu, nu e chiar de hrană. Poate am noroc și reușesc să reproduc și hisări, să aduc ceva pui la anul, dar nu știu, să vedem exact. De-aia mai madagascarii. Uite, de aș vrea să mai caut niște madagascari să-mi iau. Pentru că simpatici. Are la școli, la grădinițe. Prinde bine la copii. Jucării am avut multe. Da. Deci pe... Asta era să uit, am omis. Da. Pe jucării a venit Stan cu drăciile alea, care a fost super combo, pentru că... Se jucării la imprimantă 3D. Făcut de la imprimantă 3D. Ai șmecherie, pentru că a venit cu acuarelele și practic fiecare copil poate să-și picteze șupuri la... un fel de gri, crem așa, avea niște culori acolo lângă care puteau fi luat odată cu jucăria și fiecare copil putea să-și facă... Aia e super combo. Da. Până și acest copil și-a luat. Și? Ai fopsit-o? O să facă roz cu mov și cu unghiile, o să le fac al dubtos. Și o cheamă Margherita. Da, ok. Am luat și eu lufie. Da, am ajut. Ai luat? Da. Nu ai luat? Da, am luat și eu lufie. Ce e luat? Sper că nu și Monica la asta. Da. Păi ajunsesem acasă și norocul cu ăsta, cu Cosmin. Dă-mă și mie ceva. A zis Cosmin, dă și mie una pentru Luca să-i duc. Că oricum era super morcovit că nu l-a luat și pe el să vină la expo. Și zic, bă, știi ce? Dă și mie una, dracu, că... Filmea ca fi, că pe aia nu doare... Nu, filmea n-a nicio zic de ce... Dar Monica? Băi, bulanciu, n-ai luat nimic. Oricum, data viitoare o aduc pe ea. Data viitoare o aduc pe fine și o las la masă să îi fac un tricou din terare, o las la masă să... Și șapcă. Șapcă. Când începe ea, papagalul ei, să te îmbărlige, cumperi ca să te lase pace. O să golească masa în două ore. Da. Primele două. Cumperi ca să te lase în pace, nu doar ce... Vine după tine, așa, după ei, ia. Oricum, și Cosmin a zis că vine cu, o să vină cu Luca, o să avem mai mulți copii, mai mulți copii tura viitoare. Și da, o să venim cu două mașini 100%, pentru că e ceva care a lipsit ambele expoziții. Panzer. Nu panzer. Dar o să lipsească. Terai, exact. N-am avut terai la vânzare, nimeni n-a venit cu terai la vânzare. Bărbosul a zis că o să aducă în aprilie. Da, bărbosul mi-e greu să-l cred. Zic ce mi-ai zis. Da, acum... el așa să laude, nu știu el să laude. Acum a scos să vadă videoclipul. O să vadă clipul ăsta și dea cu hate, dă dislike și lasă, eu știu. Dacă e dislike, dă like. Da, da. Dar oricum vreau să o să fac și eu. O las pe el să fac după chipul și asemănarea lui și eu le fac după chipul și asemănarea mea. Să vedem care e mai șmecher. Tu să faci din pat. Băi, aș vrea să fac nupal, dar n-am mai avut timp tura asta să mă ocup de treaba asta. Exact. Am avut și probleme cu palul, pentru că am fost la comandă de pal. Am plătit
Și am fost sunat ulterior că nu e palul respectiv pe stoc și că trebuie să mă întorc, să facem retur la factură și să caut altceva, să dau comandă, să refacem comanda. Timp pierdut de ceaba. Dar vreau să fac terariu de pal cu decor. Cam ăla. Adică măcar un decor 3D cu spumă, nu cu imprimanta 3D. Ați mai avut un minus expoziția asta față de cea trecută? N-ați avut animale expuse în terarii cum a fost data trecută? Păi da, dar nici nu prea mai aveai spațiu pe unde să mai expui animale în terarii. Atunci a venit cu ele că... Atunci a venit pe... La ce se da, a fost primul eveniment, nu știam... Da, dar și așa e frumos să le vadă omul expuse. Da, dar muncă... E frumos, dar costă foarte mult și muncești de să da, capace. Ai cine să-ți aducă. Că are 700.000 de terarii acasă. Bă, și bun. Din oraș. Ce mă? Păi planul ăsta, gata, e standul ei. O să faci un stand. Îmi faci? Stand, da. Papagali. Nu e vorba de terarii din ea? Păi da. Parcă vreau în altceva. Am uitat eu poate, nu? O aduc și pe Ana. O aduc și pe Lulu. Și tu pe Bob. Da, că la după Bob aici o să fure și ouă. O să avem o mascotă, îl aduce pe Bob, rața lui. Rața lui pe care îl cheamă Bob. Ca să nu facă mizerie pe aici. Îl aduc cu țarca afară. Da. Sau nu-l lăsăm să intre înăuntru. Da. Pe aia te ciupește, vrea să... Da, trebuie să-i dau comandă de o vestuță de aia verde după AliExpress și să o prind, să o... Sau eu o hăinuță de aia cu mânuțe, știi? Mă duc la... Merge să facă așa mâinile. Mă duc la... la... Da, da. Să-i facă scris pe aia cu Bobo Security. Bine. Și cu Pampers pe el să fie treaba până la capăt. Da. Vedem. Da, ar fi o idee, ca, da, să vedem ce se anunță, ce se anunță pentru, pentru aprilie. Dacă nu mai șușotiți, că voi sunteți mai aproape de microfon. Dacă voi șușotiți, sau vă auziți mai tare decât ne auzim noi vorbind tare. Ok. În aprilie o să fie un pic ciudat asta, că să vândă foarte multe animale, nu se mai... Dar am încredere în Norbert al nostru, că o să aducă două găleți de testoase de uscat. Nu cred că o să le dea... O mașină întregi. Nu cred că o să le dea pe toate până atunci, sigur o să mai fie. Șopările o să fie pentru că astea de obicei se reproduc. Random, așa, și cam total. Mai sunt sigur o să fie. Și mulți care au rămas cu ele și o să trebuiască să... Eu cred că dau toți carpeții până la primăvară sau blazii toți până la primăvară. Stan sigur o să mai aibă game la vânzare. Stan sigur o să aibă game la vânzare, da. Mâncare sigur o să fie la vânzare. Hrană. Jucării 3D o să fie la vânzare. Îmi place că au fost din toate, știi? Da, au fost variate. Alex Lee cu șopârlițele aia mici. Da. Dacă face ceva mai... Asta a fost singurul lucru care a lipsit terariul. Și ar fi bine să avem atunci în aprilie. Uh-huh. Ar fi o idee foarte bună. Nu că ai văzut, mulți vin... Da, cumpăr animale 100% dacă erau terariul la vânzare să vindești terariul. Da, pentru că mulți care au cumpărat după aia au întrebat dar ce să-i cumpăr sau de unde să-i cumpăr... A fost un băiat care a luat șoareci de la mine. Și am dat în cutiile de carton, pentru că am adus în cutii de carton, am zis că vrea să ia să reproducă. Și că a zis că ți-i dau o cutie. Zic, bă, nu dau cutia, că oricum nu e capacul calmă. Dau 50 de lei pe cutie. Și bine mă iau. Poate barba, e bine. Să deal. Dar, deci, clar că dacă a vrut să ia o cutie, s-a vândut o cutie pentru șoareci, eu cred că s-a vândea un terariu cel puțin expoziția asta. Da, sigur. Mai ales că și ele o să fie diferite, pentru că tu dacă faci din pal, bărbosul ăla zic că faci din sticlă. Păi și dacă faci din sticlă, aia stai, că oricum și dacă faci din sticlă, el le face niște dimensiuni, eu le fac alte dimensiuni. Da. Adică o să fie pentru toată. Eu i-am zis ideea mea, el nu le fac ca mine, fule, ca tine te trec. Măi, ideea asta e pentru toate categoriile, înțelegi? Pentru dacă e din sticlă pentru specii care au nevoie de mai multă umiditate, da, normal, pentru că cele de pal pentru, nu știu, un șarpe, o agamă, da, de exemplu, înțelegi? Da. Mă pun lângă stan de data asta, da? Las pe stan, Silviu și eu, te-ai luat, și după aia handler. Îți ia agama, animalul, după aia hrană pentru el. După aia terariul și după aia becurile, ca să le pui în terariul. Să iei un bol de apă, de mâncare, o plantă, bec UV, cu ceva, un decor. Da. Bec de căldură, bec UV, găsiți tot ce trebuie la cei de la Angle, oricum. Bă, au tot ce-i nevoie. Da, super șmecherie, că au venit din nou.
la expo, chiar dacă nu cred că au rupt vânzările. Dar da, și dacă nu erau, era alt minus, să știi. Dacă nu erau, da, clar. Dacă nu erau, era din nou alt minus, încă un minus de fapt. Sper să le țină, să le țină obiceiul să vină de fiecare dată, pentru că pun pariu că de la eveniment la eveniment o să le crească și încasările. Da. Pentru că vin oameni, numai Stan a zis, băi, au venit oamenii, am luat de mână, i-am dus în partea altă ca să le arăt ce becuvet trebuie să-și cumpere și ce accesorii trebuie să-și cumpere, ceea ce e foarte important. Adică nu primiți doar animalul și atât. Da, exact. Primiți tot ce trebuie, informații despre cum să-l creșteți. Clar, asta am povestit este ultima problemă. Am povestit și eu, Gabi, eu zic numai ce am fost noi acolo în colț. Și mi-a plăcut foarte tare acel selfie de pe Instagram cu chestiile alea 3D, da, a venit cu drăcile alea. Da, a venit cu drăcile alea printate cu filament cameleon. Da, le-am văzut. Bă, a fost top, da. Deci am arătat foarte tare făcute de ei. Da, asta e ideea, că erau făcute de ei, înțelegi? Da, da. Chiar erau niște lucruri. Liviu, care a venit de la Oradea cu bandativele alea, cu testoasă agamă și geco de Madagascar. De câte am înțeles, el a fost, sau așa zicea Stan că ar vorbi cu el, era tactica e diferită, pentru că el nu le-a printat 3D, a le strunat în matriță. A făcut matriță și a turnat plastic în ele și după aceea și le-a vopsit pe fiecare în parte gândicile alea. Deci omul ăsta, tot respectul pentru el, a venit de la Oradea cu trenul, a făcut 16 ore până aici, a vândut 6 drăcioare de alea, a lăsat la cutia de donații cei 60 de lei pe care i-a încasat. Și când a plecat, a zis că e super entuziasmat și că abia așteaptă să facem data viitoare și că nu o să mai lipsească la niciun eveniment. Sigur că da. Ceea ce, adică nu e... Mă, sincer, asta așteptăm de la fiecare. Da, nu e neapărat doar de a veni și a face bani aici, ci și de atmosferă. Pentru că cel puțin eu unul ăsta la cioace cu toată lumea. Adică am stat numai... Bine, toți, probabil. Numai pe glume, nu sunt genul care să fiu serios decât dacă... Cum am enervat aseară cu Toduca. Așa, dar în rest stăm la glume și am glumit continuu. Deci a fost... A fost un show. Un show pe bun. Da, a fost mult peste așteptări aia ideea. Chiar a fost foarte, A fost foarte mulțumit. Sper ca de la eveniment, teoretic așa ar trebui, ca de la eveniment la eveniment să crească. Am spus, în aprilie aș vrea să fie la fel de bine, dacă nu mai bine. Înțelegi? Adică aș vrea... Pentru aprilie avem promisiune că o să vină un medic veterinar aici, care și el face parte din comunitatea veterinaristică. Nu e problemă pentru cei care... Bine, și să ofere sfaturi celor care au nevoie de ele și cei care vor vinde animale să poată să-și facă avizele, certificatele de sănătate direct aici ca să nu mai stea să mai alerge. Practic va fi el, va verifica animalele, va pune parafă și tampile și toate cele. Deci să rezolve și chestia asta ca să nu mai stea fiecare în parte. Și acum a fost, până acum a fost tot la fel, a fost... Cei toți care au venit cu animale au avut... Au avut asta, dar fiecare trebuia să stea să alerge, da, să am avut chestii de bără, zi-mi și mie, te rog frumos, dă și pe mie pe un veterinar la care să mă duc, da, să facă și mie astea. Zi-mi, știi pe careva, dă-mi și mie un model după care să mi-l facă. Așa, dacă va fi aici, are modelul... Ajută pe toată lumea. În același loc, terminăm imediat. Dacă are el o imprimantă, o să aduc o imprimantă. Dacă nu-i aduc eu o imprimantă, să le facă pe calculator, scrie acolo numai decât pam, pam și a rezolvat situația și va fi totul super comod. Ceea ce cred că va fi iar un plus. Pentru că ideea e să găsim de la eveniment la eveniment lipsurile. Da, pe care le-am avut. Da, nu va fi întotdeauna. Lipsurile să le peticim, cum ar veni. Să umplem lipsurile cu ceva, pentru că un eveniment, mai ales la noi, nu o să putem să facem un eveniment la anvergură HAM niciodată. În partea asta a Europei nu cred că e posibil așa ceva. Dar măcar să fie un eveniment frumos în care oamenii să vină, să vândă câte ceva, să se simtă bine. Vânzătorii, vizitatorii să-și cumpere ceea ce au nevoie, tot ceea ce au nevoie, absolut tot ce au nevoie și să obțină informații. Asta vorbeam, că de-aia mă bucuram cu cei de la Emilio, știi că... Poți să-ți cumperi tot ce ai nevoie pentru ei. Da, aveau becuri de animal. Da, aveau becuri de căldură, aveau suplimente, aveau calciu, vitamine, decor, boluri, substrat, pesetă. Da. La hitpad-uri mai au de lucrat, pentru că se mai aducă niște hitpad-uri, să zic eu. Da, aveau. Aveau ceva hitpad. Dacă aveți nevoie, aveau, nu era asta problema. Dar... Am spus, de hrană nu mai zicem, era... Adică aveți de unde să cumpărați. Băi, n-a fost varietate foarte mare de hrană. Nu, într-adevăr. Da, am avut și mealworms și superworms. Da, că a fost Cristina.
Au avut și cei de la Enderl și Alex. Da, 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 au fost cu... Am avut, adică dacă ați fi avut nevoie în momentul acela, am fi avut. Asta e ideea. Singurul lucru care mi-a lipsat, terariile, dar sper ca în aprilie data viitoare să fie. M-am spus, mulți au venit, au cumpărat, un animal. Mulți m-au întrebat. Și întrebau. Ține, da. Da. Așa, dacă aveam aici direct, era mult mai comod. Era mult mai comod. Nu mai trebuia să aștepte după el sau să ia de undeva, să până îi face cineva, până ajunge la magazin să-i cumpere, depinde de unde voia să ia. Înțelegi? Așa, l-aveam aici direct. Da, aleșul a fost marele promit că în aprilie, sigur, ar trebui să fie și o să fie. Și sperăm până în aprilie să mai apară ceva oameni cu chestii noi. Ar fi super comod să mai vină 2-3 breeder. Da. Am avut un vizitator tura asta din Bulgaria. Da. Asta e un lucru pe care l-am numit și am uitat să îl spunem. Am, nu știu, am zis? Unde au fost vizitatori? Puțin. Am zis? Nu mai știu dacă am zis de unde au fost vizitatori. Da, da, ai zis. Da, da, și eu misesem. Da, dar cel din... Vasile Ivan. Da, da, din Bulgaria, care e și el crescător de reptile. Și cred că o să întorc și vizita acum în 2 noiembrie la Plovdiv, unde fac și expo. Vreau să fiu curios ce o să fie acolo și să arunc cu noi să vedem ce fac vecinii ca să implementăm și noi. Da. Fiecare expo sperăm să avem în ce mai multe specii. Da, da. Să fie mai... Spațiu mai aici un pic, adică cred că am putea să ne mai ținem. Da, parte, nu e nicio problemă. Dacă e necazul. Ai ultima problemă. Da. Deci, important e că avem unde, spațiul este pentru ceea ce facem acum, da. Pe parcurs, dacă va crește, discutăm, o, nicio problemă. Da, sper că... Va fi tot aici în oraș, tot în Pitești. Da, sper să fie la modul în care să facă obișnuință, ca odată la 6 luni, terariștii români să, da, păi asta să facă un drum până la să facem. Da. De-aia, prima ediție care a avut loc în aprilie, atunci pe 28 aprilie, am zis, bă, când să mai facem? Hai să facem peste 6 luni, în octombrie. Și dacă tot am făcut în aprilie și în octombrie primele ediții, am zis să o ținem tot așa. Din 6 în 6 luni, nici din 3 în 3, că mi se pare prea des. E des și zic că la 3 luni o să fie dificil și pentru cei care vin mai de departe să vină la expo în sine și o să pierzi. Breeder-ul, stai la 1 o să fie, la 1 nu o să fie, la 1 o să fie. Da, așa că din 6 în 6 luni, eu cred că e o perioadă destul de ok. Da, nici prea des, nici prea... Da. Nici prea des, nici prea rar, eu zic că este o perioadă ok. Mai ales că cea care pică în octombrie, imediat după ce ies... Gândește-te că un om care își cumpără un șarpe, vine și ia 30 de șoareci, are până la show următor, mâncare pentru șarpele. Nu, 30, 25, 26, 52 de săptămâni are an. 25. Da. N-ai cum să nu ratezi o masă când e la nupărlire și astea, să la mâini cu săptămâna următoare sau pleci acasă. Dacă faci pachetele de 25. Da. Fac pachetele pentru 6 luni. Da. Cât vrei. Uite, ai până la expo următor, te-am dat mâncare. Data viitoare te aștept iarăși la aceeași masă. Să-i șopări, descalculezi cât mănâncă până peste 6 luni. Da, ar fi o chestie super șmechită să întâmple așa. Chiar îmi doresc asta pentru că... Băi, e prima oară când o facem în România. Am mai făcut noi, am mai organizat niște expoziții, da, cu 4 mai. Nu, n-a fost cu vânzare, a fost doar expoziții în sine. Au fost foarte mulți oameni și atunci că a fost super plin acolo, a fost haos total. Doar că n-a fost cu vânzare, ne-a făcut curaj acum să facem cu vânzare pentru că eram cu morcov în curs și din cauza legislației. Da, prima oară am fost mai sceptici. Acolo era frica pentru că nu știi. Cum nu există legislație concretă la noi în țară, totul e interpretabil și... Nu știi peste ce. Da, și el a fost la DSV, a obținut aprobările, tura trecută n-a fost în control de la DSV, tura asta a venit controlul de la DSV, n-a fost nicio problemă. A fost despre ce e vorba, totul în regulă, pentru că toată lumea are actele necesare. Da. Adică asta este singura chestie. Asta în vederea celor care mai sunt... Sunt oameni care la le târșe să vină să afișeze din cauza posibilei probleme pe care ar putea să o aibă din punct de vedere legislativ. Da, este o chestie asta. Totul ce facem noi. V-am spus și spunem în continuare, cei care vor să vândă, singura rugăminte este să aveți un act de proveniență al animalului. Da, certificatul de origine. Da, este reprodus. Îl faci fiecare după chipul și asemănare lui și după aia, tura următoare, rezolvăm treaba aici cu avizul veterinarului. Și arată că animalul este clean, sănătos. Cam mai e toată chestia.
Adică nimic altceva nu vă trebuie. Ceva complex să zici că mamă. Ce... Da, greu nu e. Greu e, nu e greu de luat, de... Nu. Și este frumos. Mulțumim tuturor. V-am spus, mulțumim tuturor care au făcut parte la acest eveniment, mulțumim tuturor care au venit, v-am spus, doar că au vrut să ne vadă, doar că au vrut să facă o poză sau exact, să cumpere, mulțumim absolut asta tuturor. Asta am zis și eu înainte de show. Băi, veniți, e gratuită intrarea, veniți, și în aprilie, nu trebuie să iei nimic, să nu trebuie să iei nimic de aici. Deci doar vino, vezi ce este, pentru că inclusiv cei care vin să vândă, vor fi motivați ca și să vină da, și altă dată clar, și să facă nu, niște display-uri mai frumoase pentru tura următoare, să investească un pic, mai ales dacă și reușe să vând, să investească un pic mai mult în prezentarea pe care o fac da. La ceea ce, la ceea ce au pe masă. Dar fiind multă lume, băi, te încarcă cu energie. Da, îți dă un plus. Oricum, cam toți am fost. Dimineață, în afară de mine. Nu intrăm în subiect pentru că nu are rost. În afară de mine care am fost cu damage. Da. Nu. Dar și-a revenit după jumătate de oră. Nu vreau să zic de ce. Așa. Eu care am fost cu damage, în rest, oamenii au fost super entuziasmați. Da, a fost entuziasmat, da. Au venit cu un vibe foarte bun. Riscul, și așa am și plecat. Riscul Angel care au venit. Da, am avut așa, pe Bogdan Criscu și pe susținuți Angel. Da, da, aștept să văd și vlogurile lor. Da, să da, pune. Da, da, pot să posteze Angel. Mai ales postul de Angel. Criscu. A venit numai cu cioace. Angel a stat numai cu cioace toată ziua da. Pe aici. A fost primul care a venit. M-a și speriat când a intrat aici. A fost primul. Era ora 8 și 4 minute. Și eu cred că a fost înaintea ta prima oară. Da. Ce, după aia a plecat și s-a întors. Da, de fapt a venit primul. Au zis că închis, bă, mă, o să-mi iau o cafea, mă, o să-mi iau ceva de mâncare. A zis că o să-mi răzdea cu mătura. Dar nu i-am dat mătura în mână. Nu i-ai dat? Nu. Îi cumpăr o mătură și eu duc. O greșeală. A, uite, asta trebuie reparat data viitoare, să vezi de cum. Da. Îi așteptăm și pe ei data viitoare. Așteptăm pe toți, în primul rând, un număr cât mai mare. Ar fi super dacă ar fi și mai mulți cei care să vândă. Vânzători. M-am spus, acum, în octombrie, am avut, nu știu, aproape, nu știu, cred că 19. Vânzători, ceva de genul au fost. Sperăm ca data viitoare să fie mai mulți, dacă se poate. Păi să mai sunt oameni în țară care reproduc. Mai sunt, din mai păcate, sunt. Avem om în țară care reproduc tarantule și care reproduce tarantule doar că n-a venit. E de Cluj, e de parc, într-adevăr. Da. Dar ai fost super combo să vină să vândă pentru că... Why not? Da. De ce nu? Chiar e... Vă tarantule în afară de ceea ce am avut. În afară de ce am avut eu, n-au fost nevertebrate, în general. Acum riscul să oftica. Dacă zicea că i-ar fi plăcut super tare să fie, a avut și el insecte băți. Uh-huh. Ce insecte frunză ce a avut da. El și s-a repu... Adică insecte total... de ornament, de exemplu, n-am avut. Da, că el tot scosese, tot scosese. Broaște n-am avut. Amfibien, da, iar n-am avut și avem... Bă, scorpioni n-am avut. Și e... A, îmi scapă numele lui, de la Deva. Am un lapsus acum, nu mi-am amintit exact. Dar sperăm că da, mai cheamă și el de produce amfibieni pentru și neon de Gecko aia, da. Pentru că tot de la el sunt. A reprodus astea, adică sunt și mai e și Daniel Zibileanu la Cluj care se ocupă cu are și reproduce și amfibieni și plante pentru terarii are că avea la vânzare. Deci ar mai fi oameni, da? Mulți dintre ei n-au avut nici curaj, da, nu știu, cred că asta e chestia. Mulți nu au nici curaj să vină pentru că nu știu exact. Faceți-vă curaj și veniți. Credeți-ne pe cuvânt. Măcar pentru atmosferă. Vă garantăm că dacă să fii ca văzător aici, cel puțin ai parte de o atmosferă da. De cerc. A fost foarte reușit din punctul meu de vedere. Am fost foarte mulțumit. Ne vedem și data viitoare. Da.